un dezastru ar fi pentru Rambuzău eventuala scumpire a gazelor pentru consumatorii non-casnici. Într-un astfel de scenariu, Constantin Tacea, directorul Rambuzău, prevede debranșarea unui număr important de consumatori care ar opta pentru centralele de apartament. Singura salvare pentru Ram ar fi creșterea subvenției acordate de primărie, subvenție care apasă deja greu pe finanțele municipalității. Ramul ar fi ajuns să livreze mai puțin decât în momentul actual, deoarece probabil că numărul apartamentelor acordate la sistemul centralizat ar fi scăzut drastic. În condițiile în care s-ar fi menținut același preț de facturare la populație, obligatoriu ar fi trebuit ca subvenția pe care autoritatea locală o alocă pentru această activitate să crească simțitor. Eventuala scumpire a gazelor s-ar transpune într-un preț mult mai mare al gigacaloriei. Scăzând producția livrată, obligatoriu ar fi apărut consumuri specifice destul de mari și în cascadă prețurile ar fi trebuit să crească cu mai mult de 38%, întrucât apăreau costuri suplimentare raportate la numărul de gigacalorii vândute. Constantin Tacea consideră că în mod normal cei cu centrale de apartament ar trebui să plătească mai mult pentru un megawatt-oră de gaze decât Rambuzău, care este un consumator angro de gaze. În mod normal ar trebui prețul gazelor naturale pentru CET, pentru activitatea de producere energie termică pentru populație, să fie mai mic decât prețul pentru centralele proprii de apartament, întrucât CET-urile consumă angro, iar centralele de apartament sunt considerate ca niște consumatori în detail, deci intervin și alte costuri suplimentare. Deci, în mod normal, ar trebui ca prețul pentru centralele termice de apartament să fie mai mare decât pentru populație alimentată de la sistemul centralizat. Directorul Rambuzău este încrezător că guvernul va emite ordonanța de urgență necesară și că atât prețul gazelor și pe cale de consecință al gigacaloriei la Buzău nu se va modifica.